puțină molie. Nu cred că ajung băieți așa sus. M-aș mira, da. Aproape am ajuns jos și eu. Oace. Ce rău e la vale. Bă, e foarte rău, mă. Da, cred că e momentul să facem un tutorial de cum se coboară pe lângă motocicleta. Cei mai mulți dintre voi deja știți, dar aici fac referire la cei care au început sportul și vor să aibă o alternativă la ce înseamnă a nu coborâ pe motocicletă. Opa, cu domn de pom aici. Nu e valabilă urcarea asta. Deci, să începem cu începutul. Regula numărul 1. Dacă ai sau nu switch, kill switch oprește. La TPI-uri butonul ăsta este destinat să oprească curentul. Chiar dacă este în viteză motocicleta și o scap la vale, nu va porni. Nu ne dorim să pornească motocicleta la vale, să o pescuim ca și băiatul de la Heniu cu Șerco din vale. Bun. Regula numărul 2. Întotdeauna să fii în partea de sus a motocicletei, pe partea versantului. Niciodată acolo, întotdeauna aici. În cazul în care se întâmplă ceva, întotdeauna poți să-i dai drumul la motocicleta. Flavia acolo se chinuie să o ridice. Da! Ce? Este gheată, da! Ok, regula numărul 2. Întotdeauna o sprijine aici motocicleta, frâna cu un deget și îi dăm drumul din ambreiaj frumos la vale. E foarte multă gheață aici și cum bine vedeți, nici cu picioarele nu am grip în pământul ăsta ușor dezghețat. Aici nu face față nici cu ele nimic. Cum bine vedeți, e groaznic, dar să revenim la tutorial. La motocicletă, dacă stăm în partea de jos, este posibil ca motocicleta să vină peste noi la propriu și să ne accidentăm destul de serios. De aceea vrem să evităm lucrul ăsta. Picioarele niciodată nu le țineți așa. Nu mergem cu schiurile, facem coborâre de chicken line. Adică, ținem dacă putem așa picioarele întotdeauna. Suprafața de oprire este mult mai mare, cum bine vedeți, decât dacă ar fi vorba așa. Că nu avem tocuri, nu avem decât o talpă dreaptă. Dacă stăm așa, punem practic cantul lateralul cizmei în pământ și ne oferă o stabilitate și o frânare bună. Să văd aici ce alternativă am. Pe aici eu nu mai dau sus, Flavio, că e groaznic că coborâre acolo, sus e un nămol. Aici e gheață. Dacă aveți situații în care aveți o treaptă de depășit, întotdeauna vă sprijiniți motocicleta aici, pe coaste. Da, boss, plin de noroi peste tot. Și ușor, ușor apăsăm frâna față împreună cu frâna spate. Întotdeauna aveți în considerare siguranța voastră și nu a motocicletei. Și oasele se repară, dar cu costuri mai mari decât fiarele. Cum bine vedeți, aici, opa, i-am dat drumul. Da. Este crudă situația și nu avem ce face, ne conformăm. Acesta este sportul, avem situații din astea și când plouă vara, deci nu avem nimic de comentat. Să vedem cum putem ridica motoreta. Așa. Mai este o variantă în care avem foarte mult noroi și ar trebui să evităm trasa. Din două motive. Prima, că este curățată de frunze și de pământul fin care ne poate oferi un grip suplimentar. Și a doua, pentru că e posibil de jos
mai ales când este varianta și sezonul cald, avem multă vegetație. E posibil de jos cineva să vină tare și nu o să avem suficient timp la dispoziție să ne tragem. Așa e, Flaviu? Noi mai coborâm frumos pe lângă, să menținem tehnica. Acum fiind coborârea. Oh! Da. Hai să ne concentrăm la adus motocicleta jos la drum și nu la vorbit. Da, să am cum alunecă. Asta cu tot cu cuie. Cred că se cere să plecăm acasă. Cam asta cred că acoperă toate tipsurile care le-aș putea pune în legătură cu coborârea pe lângă motocicletă.